Vinovan Kouachi. Vreau să fac și eu o baie de unde iau niște apă. Stai că o pun pe regina să-ți aducă niște... Zi-mă de unde mă duc să iau, că mă descurc singur. Zi-mi lasă-mă că de-aia avem servitoare. Regina! Regina! Unde-i mă sărăcie asta? Regina! Ce ai, mă, de urli așa? Dar de ce nu răspuns fă când te stric din prima? Vino cu acă, avem treabă. Vezi că frățuiorul meu vrea să facă și el o baie, da? Te duci frumos și aduci niște apă. Hai. Auzi, mă? Dar de ce nu-l ajuți tu? Fă, firea aia, dracu, tu-mi zici mie ce să fac? Ai uitat cine-i servitoare în casa asta? Marci și imediat și pune apă, că scot toți dinții din gură. Și dacă vrei, ia și pe fraierul ăsta cu tine, că e pachetarul, e mare, duci. Pentru tine, cu cea mai mare plăcere. Paolo, azi că i-am spus deja lui Dino de... propunerea ta. A fost încântat. Total de acord. Sunt content. Rămâne cum am înțeles. Păi tu ce faci acum, mă jicnești? Să puțin. Eu nu sunt țigan să-mi cal cuvântul. Ei, ei. Gigi Dumbrava rămâne singur cuvânt și când e tat, e bun tat. Si. Adică Dinu a început deja să maneveze actele, a început să lucreze, a început să... Dove Dinu? Dinu nu e Dinu. Vine Dinu. Bună seara. Uite, Dinu. Îmi pare rău că am întârziat, dar e traficul infernal. Am înțeles și eu. În România, cine se ocupă de semafoare, alte chestii? E un partid la putere care manevrează semafoarele. Uite-te, orice. Le aprinde-le, stingele, aprinde-le. Domnul Margarit Iorgulescu, domnul Paolo Antonucci. Piacere, senior Iorgulescu. Margarit. Margarit. Bine, bine. Domnul Gigi Dumbrava, domnul Margarit Iorgulescu. Mă bucur să te întâlnesc. De tine am auzit. Bine, măi, Mărgăritărescule, mă, lasă, și am auzit de tine. Margarit, Margarit, cum vrei tu, te rog, ia loc. Mersi. Nu, 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 acolo, acolo stau eu, acolo, în cap. Pe partea asta, așa. Prego. Te rog. Hai, hai, Gigi, te rog, frumos, arna, papa, pao. Și cum e, domnule, la putere? E bine? Păi cum să fie, bine, e bine. E bine rău. E foarte. Da, dacă n-am și problemele cu familia, chiar așa. Cu soția, știu. Normal. Nu, nu, nu cu soția. Băiatul. Mă, dar chiar ce mai face Hontărus? Mă supără. Cine, mă? Hontărus, băiatul domnului senator. Păi nu-l cunoști? Păi cum să... Ce nume e ăsta, domnule? Cum îl cheme Hontărus? Dacă acolo am făcut liceu. Aha. Mă supără. Acum mi s-a urcat la cap, vrea neapărat mașină nouă și... Da, asta e boală grea, cu mașină. Da. Boală grea. Eu, mă, mașini de fițe, concursuri nocturne pe maghieru, beizadele, domnule, beizadele. Păi Nicu Ceaușescu nu făcea la fel. Ei, tocmai am schimbat epoca, nu? Ca să crezi nu exista asta. Da, am și spus. Uh-huh. O perioadă să stea cu mine. E mai bine așa. Păi, eu când eram ca ei, aveam o Dacie, mă. Dar nu, mint, mai aveam și o Ladă. Dar Lada era în Dacie, cu scule. Nu era ca... Nu era ca Paolo, ca... De, Paolo. Nu, a avut un jeg. Jeg italian? Mă, italian. L-am luat la un bețiv, nu? Cum se zice, nu avea bani de băutură și mi l-a dat pentru o sticlă de... nu, cola, tăria. Înseamnă că am stat mai bine ca dumneavoastră, domnilor, pentru că prima mea mașină a fost o Volga. Din garajul Maurer. Eu de la 18 ani am avut numai mașini 4x4. Adică... Da, bine, mă. 4x4 de capotat. Să trecem la vizită. Hai, gata. Doi, eu am visto cartierul. Ah. Gust. Curățenie. Grazie. Păi, de altfel vreau să vă spun că arhitectul a fost italian. Ah.
Bine, constructorul german, așa că vă dați seama cum se înțelegeau, dar... Și spune, măi, Margaritarescule, de ce îl vinzi? Adică de ce așa repede? Sincer? E ce te-am întrebat să mă minți? Băi, acum eu fac parte și din comisia de apărare. Și să știi că asta înseamnă chiar treabă multă, multă, multă și poate crezi, poate nu crezi, dar eu chiar vreau să fac treabă. A, nu cred. Dacă tot am ajuns aici, chiar vreau, nu, n-am chef să trag chiulul, să-mi bag joc. Adică și nu mă mai pot ocupa de tot. Scuze, comisia de apărare. Da. Adică sunt... Ce-i asta? Ăia care ne apără. A plus că s-a mărit bugetul cu 50% acum, nu? E, mă rog. Aproape 50%. De unde știi tu asta, mă? Am citit. Cum adică bugetele astea, mai ales buget de apărare, sunt libere așa la îndemână, le citești tu oricine pe internet? Bă, nu înțeleg, mă! Păi asta e democrația. Băi, o fi democrația, dar ce e asta, mă? În sfârșit. Deștepți băieți romani ăștia, mă. Cum am inventat ei spau. Să stai așa, relaxat, liniștit, să-ți toarne cineva apă caldă în cap. Chiar mai avem apă caldă? Să mă cătesc și eu? Un pic, dar mă duc eu și mai aduc acum. Lasă fustaia acolo. Cosmine! Da? Am și o rugăminte la tine. Adu-și niște apă să se clătească, frate meu. Dar caldă, te rog frumos. Și dacă te tot duci, adu mai multă. Ca să fac și eu băiți. Auzi, dar tu ce probleme ai cu băiatul ăsta? Eu? Da. Cu fraierul ăsta? Aha. Sărăcia asta? Ce probleme să am eu cu ăsta? Aștept să-i dau de cap. Să-i dau decisiv. Definitiv. Dar tot se ascunde în spatele lui tata, știi? Da, vine ziua aia, stai tu liniștit. Oh. Eu zic că nu vine ziua aia. Oh. Știi de ce? Pentru că tata are mare nevoie de el. Și tu știi treaba asta foarte bine. Așa că nu prea ai ce să-i faci. Băi, ești nebun? Zici să mă rămut. Să mă rămut, da. Regina, ia vină în cad. Nu mai mă face. Păi! Deci am zis să vin în cadă. Că n-am chef să mă joc cu tine, da? Bă! Știi ce urmează? Te alerg pe aici, te prind, te bat, îți dau toți dinții jos din gură. Am și o plăcere să stau 5 minute cu tine în cadă. Se poate? Hai, vină încoace. Bagă-te frumos, așa. Să-mi dau și inelul jos. Am o surpriză pentru tine. Ei, năcoace. În seara asta, tu o să-l distrezi pe frate. Armando, te calmezi? Ce mă, ți se pare ție că s-a agitat? Sunt foarte liniștit. Ce frumos asta mă împace! Te rog, ce frumos asta mă împace! Bă, nu mai comenta. Taci. Fii atent. Îți mai explic o dată. Pentru a 15.000 oară, până îți intră în capul ăsta sec. Tu ești femeia mea. Și fac ce vreau cu tine. Și eu am decis să te culci în seara asta cu frate. Ai priceput? Ai început? Ce faci, mă? Tu-ți bași joc de mine? Exact. Cosmine, tu nu faci nimic? Păi ce să facă, fă, Cosmine? El e ca și tine. Sunteți două slugi. Slugile mele. Faceți ce vă zic eu. Înțelegi? Și ai gata cu frăjeala că m-am cam plictisit. Ai grijă de frate meu, dacă te miști de aici, te calc în picioare. Fă, te joc în picioare. Ai grijă de frate meu și rezolvi aici, în baie, că îl iau pe Cosmin și plecăm amândoi, da? Hai! E pentru chestia asta că a plecat.
o joc în picioare. Dacă nu-i dau toți dinții jos din gură, să moară cea mai scumpă. Ia, încet. Mai deci! Ieși afară imediat! Ieși afară! Pe noi ne interesează cartierul tău de vile. Nu știu dacă ai aflat. Bă, nu e. Dar vreau să o aud, ca să zic așa, oficial. Păi, uite că ai auzit oficial. Deci, Gigi, eu sono affascinato de armata. Adică spun eu, armata, după 11 septembrie, și armata și poliția au... Ok, 11 septembrie 2001. Au primit cele mai mari bugete din toate timpurile. Despre bugete, despre armată. România e NATO. Da. De ce e nevoie de armată? Păi, tocmai de asta, pentru că acum, intrând în NATO, jucăm în aceeași barcă cu americanii. Nu poți să fii decât la același nivel de dotare, de armament, de instrucție, ca și ei. Asta e. Corect. Jucăm cum ne cântă ei. Ți, nu înțeleg. Păi, cum să vă spun eu... Soldații noștri merg și ei în același teatre de operațiuni ca și americanii. Păi, noi nu ne putem prezenta acolo, cum să zic, în izmene, desculți și cu baioneta în mână ca la Mărășești. Nu știu dacă ați auzit de Mărășești. Scuzi, am schimbat subiectul. În România, politica e teribilă. Politica e teribilă, dar noi... De asta o și fac, pentru că îmi place. Noi nu ne-am adunat să facem politică, ne-am adunat să facem bani. Noi suntem oameni de afaceri, dacă oamenii politici ne ajută pe noi să facem bani, atunci este în regulă. Deci, hai să vorbim de afaceri. Deci, la obiect. La obiect. Cifre. Cât? Aștept. Păi scoatem pixurile. Poate... Paul, scrie tu. Păi, scrim pe șervețele. Hai, licitație. Așteaptă-mă! Maria, te rog foarte mult, așteaptă-mă, n-auzi? Liniștește-te cum mă duc acasă. Sunteți liber? Da, domnule, așteaptă-te, rog. Măi, mergi cu mine. Mergem acasă, stăm de vorbă. Nu avem ce să stăm de vorbă, ce să discutăm? Ce să-mi spui? Că fiul tău m-a invitat aici ca să-ți demonstreze ție că sunt o... Nu chiar așa. Ce nu chiar așa? Mergem acasă, mergi cu mine, dar nu fi copil. De ce să merg cu tine? Vreau să merg singură. Vrei tu? Da, vreau să merg singură. Ce, s-a supărat? Taci-mă! Nu s-a întâmplat nimic, mă, cretinul. Dispar din fața mea, hai! Dispar, am zis! Nu vreau să mai văd acum! Eu doar am invitat-o, ea a venit singură. S-au certat? Iubesc, pleacă separat. Auzi, tu mai ții minte unde mi-a lăsat pe mașină? Ți-a făcut Rubin ceva? Nu mi-a făcut, că am fugit.
Da, eu pe Cosmin nu vreau să-l mai văd niciodată în viața mea, pentru că îl urăsc. Îl urăsc, îl urăsc, îl urăsc. Mă duc să vorbesc cu tata. Nu, hai, da, te rog frumos, nu vreau să știe nimeni nimic, te rog. Stai aici cu mine. Gata, gata, stai aici cu mine. Gata, 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 liniștește-te, gata, gata. Gata, gata, liniștește-te, gata. Îmi pare rău. Pe mine nu iubește nimeni, da? Toți își fac joc de mine. Gata. Toți. Dar Cosmin, eu cred că Cosmin mă iubește doar cu vorba. N-are sânge să mă apere. Înțelegi? N-a făcut nimic, nimic. I-a lăsat să-și bată joc de mine. Gata, 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 liniștește-te, te rog eu, gata. Gata, aici nu poate să te găsească nimeni, da? Hai, te rog eu, Regina, gata. Gata, liniștește-te, gata. Moară cea mai bună, nu i-a sunat ceasul, fraierul. Fii atent aici că i-a sunat ceasul. Gata, nu mai mă interesează ce zice tata, ce face tata. Că se supără, că nu se supără. Eu bag cuțitul în el și gata, îi dau drumul la sânge. Face absolut nimic, bă. Ba, bă, Antena, uite că o să-i fac. Ce faci, mă, știi de partea lui? Știi de partea lui? Mă, pobre, sunt cu tine! Dar ce vrei să faci? Să-ți scoți din mixpal bătrânul? Să te arunce după aia strada asta, vrei? Păi de ce te arunci, mă, pe mine strada? Ce-am făcut eu? Ăla de ce trebuie să facă mie ce-mi face? Mă bate, face ce vrea el și eu nu pot fac nimic că mă bate tata, că se supără tata. De ce? Ce vina am eu? Ai vina că-l provoci, dobitocule. Păi, dar de ce-l provoc, mă? Regina lui femeia mea, nu pot să fac eu ce vreau cu ea de fiecare dată când mi se pune fata. S-o bat, s-o chinui, se fac ce vreau eu. De ce se bagă el? Ce treabă are el cu Regina? Când Regina e femeia mea! De aia te-ai cu de mine. Păi eu trebuie să stau de vorbă cu tata, să știi? Eu trebuie să stau de vorbă cu tata, că nu te mai poate! Nu te mai poate! Mă arată-mi, te rog, încă o dată ce față a făcut când ne-a văzut. Deci așa se face, da? Așa se face. Bravo, Fefe, bravo. Sunt bravo, șef, bravo. Așa? Măi, după părerea mea, este mult mai bine așa decât să te ceri tu direct cu ei. Am o problemă, da, știu, da, pentru că toată lumea care intră în mașina asta mi-arată străzi, mi-arată blocuri, pun mâna pe parbriz și nimeni nu ți-l curăță din interior. Ai o problemă că ești începătoare. Ce-ai zis? Nu, spuneam să pornim. Așa, frânare mâna. Motorul. Așa, da. Stai, stai, mai te băgăm. Lasă-mă în pace. Așa. Acum pornim motorul. Plecăm? Păi, tovarăși, știți cum mă simt eu acum? Mă simt acum ca după o partidă de sex.
făcut acum 20 de ani în tinerețe. Păi de când n-am împachetat eu un senator în halul ăsta, mă? Un foi de viță. Gigi, în tinerețe făceai sex cu ragații. Ei, lasă că știi tu ce vreau să spun. Ah, si, si, si. Ce mai e de făcut? Păi ce să mai fie numele? Tu n-ai nimic de făcut. Se ocupă din de toate. El face actele, face... Ai grijă să vireți banii unde trebuie, când trebuie. Apropo, nu vă mulțumesc. Mulțumesc mult pentru încredere. Bine. Apropo, Paolo. Bine. Dom'le, ce-ar fi, Dumnezeu? Vă mă gândit să facem totuși o hârtie de mână pentru Dinu. Să rămâi acolo, că cine știe, ești mai asigurat. Las, tate, ești bun. Ești bărbat adevărat. Cred că dacă nu mă primeai la tine, nu știu ce făceam, mă omoram. Ai, fata mea, cum să faci prostia asta? Lasă-se omoare alea urâtinii. Să se omoare toate alea urâtinii și alea frumoase, să se omoare. Să rămânim atunci. Neastate? Da. Mai vrei odată? E, te vrei, calule, o văzi. E, te-ți place vrăbiuță, mă, măliga? Haide! Ma. Aolo, dar ce să-ți fac? Trebuie să te forțăm, da, să-ți vie o idee bună cum să-l aduci pe tatu înapoi. Da, trebuie să-l aducem înapoi și gata. Măi, coiule, tu de ce repezi tot ce zici? Că toate sunt de acord. Aolo! Ce faci, bine? Hai, făzița, veni. Da? Ha. Ia, zi-mi nodul. Dă-te mai încoace, așa. Ia zi. Stai așa, mai încoace. Așa, zi. Ia. Eu zic să-ți fii iar cu el cum era înainte, să-i duci lui la bac croasante și cafele și gata. Eu zic să o strânge nicât. Nu e bună ideea asta. Nu e bună ideea asta. Ce credeam? Păi o împuternicire pentru Dinu, care de semnătură că are legal voie să te înlocuiască, să... Doamne, ce știe să mai... Doamne, ferește, și... E bine și pentru tine. N-ai încredere în cuvântul meu. Hai, Dumnezeu, lua așa, Dumnezeu. Ce te sperie așa? Nu știi cum e în România? Verba, volant, scripta... Manent. Rămâne. Păi da. E bine acolo să fie la dosarul urtie. Eu am încredere în tine. Tu... N-ai încredere în mine. Numai eu am de pierdut din afacerea asta. Ce oră, stai. Hei! Hei! Dacă nici asta nu te-a convins, atunci eu n-am ce să fac. Ce fac? Fac pentru ei, bambini. Am îmbătrânit, Gigi. Nu să nu spui asta. Eu nu mai aștept nimic. Eu nu fac afaceri cu pensionari. Gigi, am atâta încredere în tine, încă dacă mi se întâmplă ceva, îți las copiii mei. Dar ai tu grijă de ei. Tu spui? Adică tu, în afară de copii tăi, nu mai ai pe nimeni, altcineva, pe nimeni? Tu ești ca și familia mea. Ține minte, Gigi. Te pusese că cu asta mai... Am încredere în tine
până la capăt. Mai terminat, mai zguduit până... Paul, nu. Da, dacă stau să mă gândesc și eu, aș face tot asta pentru tine. Exact același lucru. Aș avea aceeași încredere, așa. Da, Gigi, am împachetat senatori, am pus lucrurile la punct. Bem ceva acum? O șampanie? De fructe. De fructe. Ce bea și eu, frate. Da, Gigi, de fructe?